Bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi vă voi învăța cum să vă puneți un titlu și să creați un site web cu Visual Studio Code. Prima dată noi va trebui să selectăm un folder, dar acum eu am selectat, o să fac în alt video cum să selectați un folder. Și prima dată voi va trebui să dați aici pe New File și să zicem index.html și ca să vă meargă va trebui să fie orice nume, dar să aibă HTML la sfârșit, ca să știți. Și primul lucru care trebuie să îl facem va trebui să scriem semnul mai mic doctype HTML. Fără această comandă nu va merge. O să vă mai scriu un comentariu, o să vă scriu în descriere cum să scrieți asta. Și o să vă deci instala mai multe programe aici. Eu mi-am instalat Live Server să pot da click dreapta și să dau Open with Live Server. E foarte bun. După, va trebui să dăm... Noi vom face totul cu HTML. Sau Java, cum vreți voi să ziceți. Și haideți să intrăm pe site. Uitați, eu n-am scris nimica. E cam nimica. Dar asta e site. Vedeți? Are și index HTML. Acum, haideți să-i adăugăm aici un titlu. Sus. Să nu mai scriu 127001. Scrie, ce să scriem? Să scriem acum, prima dată va trebui în head să facem asta. Și scriem title. Închidem. Și ce nume? Haideți să scriem tutorial site web. Și acum, tutorial site web, vedeți? Nu știu, ca să fie mai ușor, haide să o punem așa. Și s-a făcut tutorial site web. Imediat, să pun într-o parte așa. Am făcut head-ul. Aici, dacă vrem, putem să facem și background-ul. Dar, o secundă. Deci, și acum vă voi învăța cum să puneți tot, să faceți cu o culoare. Și sunt multe lucruri, o să facem o serie. Și acum va trebui să deschidem semnul mijlociu și scriem body. Închidem. Și aici, la body, vom mai scrie ceva. Scriem body style egal și uitați, aici. O să vă dea mai multe opțiuni și voi va trebui să selectați background, color și ce culoare să facem. Haideți aqua. Aqua. Am salvat și uitați, a apărut aqua. Haideți să vedem de cât timp facem. Deci e foarte ușor să faceți un site web. Deci, vă reamintesc, o să facem mai multe episoade. Și acum, noi vom putea face... Uitați, spun aici, ca să se vadă mai bine. Noi vom putea face, să zicem... Haideți să facem un titlu. Bine? Și pentru un titlu, va trebui să scriem așa. Deschidem semnul... mic. Da. Cum vedeți voi aici asta. Și scriem aici. H1. Și voi veți putea face 6 titluri. Și dacă e H1 e cel mai mare. H2 este al doilea cel mai mare. Dar are dimensiunea mai mică. H3 e al treilea cel mai mare, dar tot așa e mai mic decât 2. Și tot așa până la 6. Până la H6. Și ce să scriem? Tutorial cum să faci un site
pus asta. Așa. Sper că v-a plăcut videoul meu de astăzi. O să mai facem videouri. În următorul video o să poziționăm titlul și o să facem și un paragraf. Și v-am spus, o să facem o serie din asta. Și sper că v-a plăcut episodul. Noi ne vedem data viitoare. Pa!